Hai să trecem și la carte, că am vorbit destul de prefață, de Nu, cam prefață. atins, am atins. A, să începem, da. Păi nu știu, mai era ceva? Ce mai avem? În prefață am mai găsit Păi da, e o simplu. notă pe care nu mi-am găsit, să zicem, fereastra să o spun, și anume că Hayek acum vede că toate partidele, pe categoriile din societate, sunt just all a bunch of socialists. Infestate de, da, Deci, infestate de așa. socialism. Da. Păi și ce, nu-i așa? Primul capitol se numește Drumul Calea Abandonată sau Drumul Abandonat al liberalismului. Te-ai perceput citatul ăsta de la Roosevelt? Eu nu l-am perceput. Am și zis înainte să începem emisiunea că Da. m-am uitat la el de 3 ori să văd dacă e într-adevăr din Roosevelt, Roosevelt. după care am deschis notița aici să văd dacă într-adevăr nu cumva l-a citat greșit. E unul dintre acele locuri în care l-a citat greșit. Nu, răspunsul e așa, el a dat citatul ăsta, deci citatul spune așa: un program a cărei teze de bază este nu că sistemul, un program a SFF. care bază este nu aceea că sistemul bazat pe Așa. piață liberă a eșuat în această generație, ci că n-a fost încercat cu adevărat. Ayn Rand. Deci Da? asta am discutat la Ayn Rand. Am discutat, n-am discutat. Capitalism, the unknown ideal. N-a fost aplicat capitalism. Da. Bun, Roosevelt spune chestia asta în contextul unui program care se numea Recomandări către Congres pentru a lovi în monopoluri și concentrarea puterii economice. Și este spus în 1938 ca parte a discursului despre concentrarea puterii Da. pe piață a Da, unor dar aici nu poți să-i corporații, ceri. și el cere, de fapt, ca parte a discursului, el de fapt ajunge să ceară reglementări adiționale la nivel federal pentru a sparge aceste monopoluri. Da, dar discursul sună bine. Da. Chiar dacă... Și oricum nu poți să-i ceri, că asta ziceau economiștii și ai vremii și cei de azi. Deci nu poți spune, de ce Bine, Roosevelt n-a fost mai tare. era o chestie de asta. Zic cât Cred caut că eu la citatul. celălalt ne gândim. Spune Hayek, cel mai bine ne descriu dușmanii noștri. Și Vorbeam vorbea și cu ăștia, despre... sigur. Mă rog. Da. Și vorbea Bine. despre, domne, anglosaxon, sistem, adică populația anglosaxonă nu prea știa să se definească, domne, cam ce valori avem noi, în ce credem și ce facem, știi, în timpul vieților. Și chiar din Hitler citează Hayek și spune că vestul, care era tot ce era de la Rin încolo, spre Franța, Anglia și America, sunt de fapt reminiscențele unui sistem post-renascentist. Și noi, Germania, suntem o chestie post-renascentistă în care Păi da, ce, da. vom elimina ideile astea centrate pe individ și respectul pentru ceea ce își dorește un individ, știi? Asta era filozofia dominantă în Germania, da? Anti-individualistă și
o rejectare a, da, a renascentismului în sine. Nu, eu vreau să mă duc spre asta. Era, e un citat la introducere care spune, apropo de asta, în prima ediție, apropo de citate, în prima ediție îi se sugerează lui Hayek pentru ediția americană să scoată aceste citate din introducerea capitolelor, să dispară aforisme, mă rog. Și el e extraordinar de revoltat, cum să faceți așa ceva? Așa, și ca dovadă au rămas. Citatul pe care îl spun eu e la începutul introducerii și este din Lord Acton, spune în felul următor: puține descoperiri sunt mai iritante. Apropo, de ce nu vorbesc cu oamenii ăștia o limbă normală? Da? Puține descoperiri sunt mai iritante ca acelea ce expun pedigriul ideilor. Iar, nu înțeleg. Ce? Că, ok, în traducere... Așa, nu, te simți... Că, nu, dacă, fii atent, tu te crezi liberal, știi? Da. Și eu vin și îți demonstrez că în ce crezi tu seamănă cu programul fascist, îți vin traciști. Cum adică? Ah, okay. Asta vreau, că trebuie. Când ne maștii... Da. Da. Am înțeles. Sau tu crezi că ești anti-obamist, dar crezi și încep să înșiri, 4-5 chestii care sunt bazele programului Obama. Și eu zic, ce dracu, mai chiar? Sau invers. Da, tu ești anti-trumpist, n-ai citit programul lui niciodată, dar dacă l-ai citit, ești de acord cu el la linii. Da. Sau nu înțelege asta. Uite, vorbeam cu cineva. Problema asta, dacă unul vrea să refuze un rom, nu vrea să-l servească, știi, într-un restaurant, știi? O persoană conservatoare. Și, cum să faci așa ceva, știi, să nu-l servești pe ăla, știi? Adică nu realiza că, nu știu, jumate din conflictul între conservatori și leftiți e pe chestia asta, știi? Dacă ai dreptul, deci poziția conservatoare e că ai dreptul, la poziție liberală, da, dacă nu vrei să refuzi. Dacă nu vrei să... Servești, da, servești. Ești în drepturile tale de proprietate. Și poziția leftistă, care e un fel de dragoste forțată, că nu trebuie să revești. Altfel, bine, ce acționești discriminatoriu. Ce nu înțeleg, și uite, asta e o chestie foarte interesantă, ce nu înțeleg foarte mulți dintre conservatori, care eu le-aș numi socialiști din celelalte partide, e discuția asta legată de principiu. Știi? Apropo de asta, da? Deci tu spui, el spune... Cum să renunți? Și asta, uite, lipsește Alex acum, dar o să joc eu rolul lui. Deci sunt unii cu care vorbești și le spui o chestie de genul ăsta. Le zici, cum să... Deci vine unul și tu trebuie să ai dreptul să-i refuzi, să-l servești. Da? Și zice conservatorul, aoleo, cum să faci chestia asta? Păi dai nejlu ăla, demnitatea umană, ce facem aici? Da? Și îi spui, păi da... Atunci înseamnă că ești pentru asociere cu forța? Nu, cum? Trebuie să ai libertate de asociere. Mm. Păi și dincolo, e altceva. E altceva. Întotdeauna e altceva. Sau îmi nești mie demnitatea, dacă tu îți place asta cu demnitatea. Nu mi-o nești mie dacă mă obligi să... Nu, că e altceva. E altceva. Deci era... Pentru orice experiment crucial, se poate crea o ipoteză ad hoc. Deci îți dă cineva un contraexemplu? Nu, e altceva aici în situația asta. Ah, ok. Bine că e altceva. Bun, și începe aici în primul capitol, Drumul abandonat, cu problema vinei. Ne pe cine să dăm vina pentru starea societății decăzute în care ne aflăm? O fi vreo... putere vecină care ne-a cucerit. Da. Sau suntem chiar noi? Putem să dăm vina chiar pe noi? Că vorba aia, toți liderii noștri, și aici m-aș duce și în România post-revoluționară, toți politicienii și toți liderii noștri de atunci au spus că pentru binele societății și pentru progresul României noastre dragi, luăm măsurile respective care le avem noi în programul de guvernare. Și am făcut tot. Te referi la ceva mai strict. Ok, da. Așa e. Și am ajuns în starea actuală și, dom'le, doar din
Zic, din dragă inimă, toată lumea a contribuit la, la starea societății românești de la ora actuală și dacă ne place sau nu ne place, este rezultatul prostiei noastre sau a deșteptăciunii noastre. Nu e nimeni care să fi luat sau să fi implementat alte măsuri și să fi dus societatea în starea în care ne aflăm din exterior. Da? Și aici noi, toată lumea, nu, două secunde, te întrerup. Ideea asta pe care zice Gabi acum a fost folosită și inclusiv, deci exact aceeași justificare, da, a fost folosită și de comuniști. Da? Și avem în episodul trecut o scenă, da, cu zidurile de la Sighet, da, pe care sunt listate interminabilele victime ale comunismului. Da, ok, o să-mi spuneți, păi da, stai că zidurile sunt finite. Da, așa e, ia apucă-te tu să le spui toate numele alea, să vedem când termin. Da? Și tot așa, tot ăsta era scopul. Trebuie să salvăm muncitorul român din sclavie, să le liberăm. Apropo de ce zicea Costel mai devreme. Da, da, foarte important. Da. Asta e important, chestia. Uite, să băgase, era vorba de UBI și un termen de asta s-a gândit în filozofie ca să fie mașina recunoscută. Libertate, știi? E libertate. Exact ce zicea Hayek, știi? Că confuzia asta între libertate și avere, știi? Dacă îți dă ceva statul, uite, eu aveam nevoie de un caiet stat, i-a luat un caiet de la Valentina de mie, mai liberați, mai liber. Dar cu mine ce s-a întâmplat? Dă-te dracu de capitalism nenorocit. Era datoria ta. Pentru binele comun. Binele comun. Nu, ia de la mine un crân să-l dății și ești tu liber. Suntem amândoi liberi. Da. Și casa câștigă, știi? Da, cred că exact. Cred că mai bine, știi ce? De fapt, ne punem să plătim niște taxe verzi ca să fie bine pentru toată lumea. Da. Păi s-au pierdut jumate din, apropo, cel puțin jumate, dacă nu mai mult, din bugetele colectate pe taxele verzi să duc pe subvenții. Pe subvenții la big business. Just say. Cealaltă jumătate se oprește în buzunarul birocraților. Just saying. Dar la ce? La tutun? La, ce? La toate. La Google, tot ce plătești acciză la benzină. Digitalizare sau studiu pe America. Tot ce vezi pe verzi. Pe europeni. Ah, pe europeni. De asta nu știe omul. El crede că aici l-au sedus socialiștii. Știi că el doarme liniștit că statul fără vocație, știi? Da. Doarme. Ok, doarme liniștit. Statul vechează pentru tine. Cartea fiind scrisă în timpul războiului, el nu știa atunci când scria cartea cum se va sfârși dacă vor câștiga nemții. Cred că știa că va fi rău. Însă el pune problema războiului. Să scrie cartea în cazul în care nu câștigă nemții. Și să fie și scrisă dacă nu câștigă. Pare să fie convins că nu câștigă nemții, nu? După cum scrie. Are, de fapt, e frică de ideile care vor rămâne în capul țărilor anglosaxone. Da, teza lui e că vor câștiga acum ideile nemțești. Deci da, asta e problema. Așa că nu mai contează că nu câștigă nemții. Mă, nu, ideea e așa, el când începe cartea în 42, deci e posibil să fie un pic întrebăzut, când începe cartea în 42... În 40 a început. Între 40 și 43 a scris-o. Ok, deci... Poate și a revenit în 43 sau la primul capitol, dar... A, mai obținut aia victorii deci, la sfârșit sau... Băi, până în... Deci, nemții erau pe primul val... moment în care, în primul eșec al nemților, se petrece în iarna dintre 42 și 43. Bine, putem spune că e un eșec și faptul că n-au ajuns la Moscova în ofensiva din Barbarossa. Dar primul eșec efectiv al nemților se petrece în iarna dintre 42 și 43. Asta e Leningrad acolo? Da. Ah, că nu era clar. Da. Adică, cum să spun, nu era... Și americanii intră în război abia în 42 iarna. Da? Pearl Harbor. Decembrie 42. Iar în... Cum să spun, până în... Până în 43 încă nu se întâmplă o schimbare majoră de... Da. Nu știu când au început să ajute și... Că erau mai mult ocupați cu japonezii în prima oară.
După aia au venit și spre... Nu, au început direct. Deci ei, americanii, nu încep campania din Pacific propriu-zis până în 44. Deci ei și-au securizat insulele lor, îi cam las pe japonez să o ia razna acolo, intră puternic în ei de-abia în 44 după ce își refac flota. Da, deci problema lui este că trebuie să știm pentru ce idei ne luptăm aici, în războiul ăsta, și el spera ca englezii și, mă rog, toată alianța împotriva naziștilor să se lupte pentru ideile liberale, cum ar veni, împotriva ideilor socialiste, reprezentate în Național Socialism. Asta era o chestie, cum să spun, destul de interesantă atunci, că propaganda zicea că că se apără lumea liberă. Dacă vă uitați la Casa Blanca cu un ochi din ăsta, o să vedeți multă propagandă pusă acolo. Dar el vedea cum arată lumea liberă în spatele ecranului. Și tocmai asta era problema. Mai liberă, că și acum folosește lumea, problema. Lumea liberă, civilizația, dreapta contemporană, să zicem, dreapta americană. Civilizație, deci barbari versus civilizație. Barbari fiind fie rușii și arabii și chinezii, fie inside, ăștia din interior, leftiștii, stângiștii, știi? Și tot timpul, civilizația libertății, cultura libertății. Ok, după criterii libertariene și Hayek pare așa deviaționist, ca să zic. Foarte flexibil, știi? O să ajungem mai încolo. O dă cu niște socialisme de-astea, dar mă rog. Sunt mai încolo. Ce? Da. Și aici face legătura între socialism și sclavie, spunând că drumul, adică finalul drumului socialist este totalitarism și sclavie pentru populația care se află în acea țară. Și așa cum și conservatorii din ziua de astăzi menționează faptul că societatea europeană este nu neapărat un rezultat al ideilor liberale din iluminism, ci se bazează pe o fundație mult mai veche, și anume pe creștinism și civilizația greco-romană. Menționează aici pe Tucidide, pe Aristotel și așa mai departe. Cred că de-aia ce plac pe Hayek, că adără la teza asta. Din Neamțul Patavievici, mă rog. Neamțul Patavievici. Conservatoare, știi că. Da. Că ne tragem din Imperiul Roman? Că civilizația asta se trage din Imperiul Roman? Rolul creștinismului, geneza individului. Individualismul. O chestie care e... Rule of law, ideea de rule of law, un dreptul canonic, toate chestiile astea, care acum sunt, nu știu, adică se pare că Hayek aderă la interpretarea asta. Da. Nu știu, Hayek e catolic, nu? Nu, e ateu. Așa. Okay, am prespus fiind austriac. Aș mai zice ceva aici, înainte să treci la următorul punct. Noi discutăm, el face referire la chestia asta exact în capitolul ăsta și de asta zic că își are loc aici. Noi n-am discutat, aș spune, destul despre motivele pentru care era de fapt o nemulțumire față de capitalism în Anglia anilor 30. Că vii și te întrebi, băi, deci stai puțin, au câștigat războiul. Primul război, da? Ok. Au murit ca mulți oameni în primul război, dar asta nu e neapărat o problemă economică, deși are implicații economice. Îți crește creșterea economică. A avut
nu a avut niciun fel de luptă care să se fi dat pe teritoriul Marii Britanii, da? Tot războiul s-a purtat în afara Marii Britanii. Au existat poate câteva bombardamente și în primul război cu zepelinele alea, dar n-a ținut foarte mult, n-a fost o campanie similară cu ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Bun, și eu zic întrebare... că s-a răspuns deja că nu, deci nu mergem mai repede, știi? Nu era, dar păi și aceeași discuție avem și azi. Deci vezi că un sărac are iPhone. L-aș vrea și mai repede. Și la ei, practic, până în al doilea război mondial, a fost ca o continuare a Belle Époque-ului, pentru că ei nu și-au pierdut nici într-un fel organizarea socială de atunci. Însă ce s-a întâmplat în Anglia? Au impus asupra Germaniei niște datorii de război. Asta o analiză făcută de Mises. Au impus asupra Germaniei niște datorii de război. Germanii le-au plătit într-un ritm mult mai accelerat față de cum ar fi și au reușit să saboteze în felul ăsta, bine, neintenționat, industria britanică, care dintr-o dată se confrunta cu un surplus de bunuri și toată creșterea lor economică a fost anulată de faptul că venea această marfă ieftină, gratis, din Germania. Și zici că prin competiție... Printr-o competiție... Competiția, tocmai asta e ideea, competiția era cu statul. Privații atunci n-au putut să genereze prosperitatea de care a fost capabil, pentru că ei erau în competiție cu statul, care statul cumpărase produsele respective cu costuri de vieți omenești, dar alea nu se vedeau, că alea nu se bagă pe balanță. Și atunci normal că vindeau pentru toți sărmanii, vindeau pantofi, mi se pare că pantofi a face argumentul Mises. Normal că vindeau pantofi pentru toți sărmanii la prețuri mici și dintr-o dată n-ai mai avut industrie de pantofi în Marea Britanie, că au dat ortu popii, că pantofii de pest din Germania erau mai ieftini. De ce? Că nu costaseră nimic. Că veneau gratis pe cadatorie sau ce? Veneau cadatorie, da. Ca și cum ți-a dat ceva gratis, ți-o omoară... Și ce să vezi? Același lucru se întâmplă mulți ani mai târziu cu agricultura în Africa. Da? Numai că în Africa sunt ajutoare în loc să fie datorie de război. Dar principiul economic se aplică la fel. Da, omoară anumite industrii. Deci faptul că unul îți dă tot felul de chestii gratis. Da, da. Mă rog, omoară pe aia care fac alea. Îți omoară anumite industrii, dar omorându-ți anumite industrii îți distruge, îți deranjează structura de producție și poate să canalizeze... Poate să facă o revoltă, dacă e lumea neliberală. Dacă e liberală, ea zice, ok, o să facem altceva. Păi da, dar n-am avut. Asta e, că la un moment dat s-au terminat pantofii în Germania, știi? N-au mai venit. Și ai șocul ăsta în care trebuie să ieși dintr-o industrie și după aia trebuie să intri înapoi. Și care nu e un cost. E un cost. Este, un cost. Sunt bani aruncați pe nimic. E o încetinire a oportunităților de creștere economică. Nu generezi bunăstare pentru că tu nu mai angajezi oameni, că oamenii nu apucă să-și facă capital, să-și acumuleze capital și așa mai departe. E ca orice intervenție. Da, nu văd. Asta poate întâmpla și privat. Păi deci, se poate întâmpla, dar nu s-a întâmplat. Da, atunci s-a întâmplat... Aia se lasă de sportul ăsta, după aia revin. Are problemă, știi? Da, e un cost, că ăla trebuie să reapuce, trebuie să lase. Privat, din punct de vedere privat, diferența la care te uiți este scala. Un privat nu poate să-ți afecteze industria unei țări întregi, decât dacă e cel puțin Liechtenstein. Dar aici discutăm la nivel național de un stat care e comparabil ca putere și output economic cu un alt poate stat. Poate da România, poate da textilă. De mâine China ar putea. De mâine voi numai, totul gratis. Păi ce vrei, vreau un tricou? Da. Se mai fac textile în România? Asta e o chestie care s-a întâmplat în Belgia, apropo. Se mai fac foarte puține. Față de cum ar fi. În Belgia, de exemplu, nu se mai fac deloc. Belgia, cu tradiție de sute de ani, așa, când s-a deschis trade-ul cu China, a terminat. Da, poți judeca ca intervenția statului, dar dacă ai avea un privat, nu trebuie să ai nicio problemă. Un privat care face...
sunt inerente capitalismului. Ăia fac nu știu ce, asta e, mai bun ca mine, da. Facem altceva. Da. Dar, ușor de zis, greu de făcut. Cum îi spune, criza economică din 29-30 din America, când s-a avut repercursiuni în Anglia. A avut? Eu știu că au venit și în, și în Europa a avut repercursiuni. Eu credeam că a fost atât de scurtă încât n-a... În 29-30 a durat până în 36-37. Unii zic că a durat până când a început războiul în America. Nu aia din 20-21. Aia mare, din 29-30 cu șomajul și aruncat-o. Te referi la Black Monday? Nu, mă refer la Marea Depresiune din America. În 30. Era și în 29. În 29 a început. În 29 a început, da. S-a terminat. Ok. Nu, chiar. Și nu, eu confund cu ailaltă, când care nu a fost o intervenție. De-aia s-ar putea să fost în 28. Nu, în 20 a fost. A fost în 20. 20. Nu s-a întâmplat nimic, n-a intervenit nimeni. Da. De-aia zice, auzi, că e cel mai bun președinte. Nu știu, n-am auzit de el, știi? Da, unul care n-ai auzit de el. Da. Ba nu, eu știu, am auzit de el, e președintele meu preferat. Păi asta zic, știi? Aia din 29, că Elveția nu știi cine e premier, și asta e bine, știi că nu... A venit Roosevelt și a început să facă erou, fascisme. Sa, da, ales. Dar știu că a avut repercursiuni și asupra economiilor europene și de-aia este posibil ăștia englezii să fie avut... Să fi început să cocheteze cu idei socialiste. Ei, ideea e că ei n-au avut creștere nici în 20, nici în anii 20, din cauza chestii astea pe care... Asta arăta un faliment al capitalismului, asta e o obiecție foarte dură, știi? La fel ca aia cu săracii care cad pe stradă, știu și ce. Instabil sistemul. Deci aia razna, nu înțelegi nimic din el, știi? Era pe piață teoria lui Mises, știi? Sau nu a venit de la Ricardo, deci există, dar uite că oamenii nu s-au uitat. Au mers pe explicația misesiană, care de fapt nici nu prea spune cum vine criza. Explicația lui că irațional, oamenii sunt iraționali și deodată cumpără mai puține case sau e o chestie de genul ăsta. Animal spirit, știi? N-ai o teoria creșterii și descreșterii, ca asta austriacă. Nu mi se pare că ăsta pleacă mai degrabă de la depresie, știi? Sunt toate praf, da. Și trebuie să stimulăm să... Altfel, na, trecem la naziți. Vreți să trecem la naziți? Nu, nu. Știu că nu mai ții minte cine a explicat că și criza din 29 a fost tot din cauza creditului ieftin. A apărut Fed-ul în 17. Mises, nu? Da. Hayek. Și Hayek, ălaltul, de la RSE, cum se numește. Are o carte celebră. Learning from Mises. Deci sunt, nu, a existat teoria, dar nu. Ce... Atunci, pe moment, probabil că nimeni nu o vedea. Deci obiecția la anarhocapitalism e că dacă ar fi superioare armatele astea private rotbardiene, s-ar fi văzut, știi? Înțelegi? Faptul că oamenii nu le-au aplicat înseamnă că nu e falsă ideea, știi? Deci omul nu-și pune problema că poate nu s-a gândit lumea la așa ceva, poate nu s-au dus ideile alea în populație, știi? Da. Deci omul trăiește într-un, cum să zic, optimist de ăsta hegelian, dar cu o idee bună, așa a apărut și e și aplicată, știi? E... Nu. Na. De obiecție importantă asta, instabilitatea pieței, știi? Nu e complet irațională, știi, o chestie așa haotică. Dincolo ai planificare, la ceapă, ai ordine, ai... Aici vorbește de, inclusiv de folosirea cuvintelor în mod greșit, vorbește de faptul că freedom and liberty au fost deja utilizate și abuzate astfel încât nu le poate folosi unul de bună credință în sensul lor bun, dar pomenește cuvântul toleranță și spune că ăsta e singurul cuvânt care încă a mai rămas. Și spunem noi acum că toleranța în 2024 este... Acum vorbim de toleranță, nu de fapt, de la Marchius, toleranță represivă, știi? Că n-ai voie de fapt să... E o toleranță fake. Deci e toleranța care te interzice că folosești anumite cuvinte. Sau... Da, hai să... Da, eu zic că e și vina...
al lor noștri, ca să zic așa, da, chiar da, și al lui Hayek. Uite, vorbim de superioritatea discursului socialist pe ideea de planificare. Piața e haos, bine încă de la Marx asta. Piața e haos, statul vine și dă ordine acolo în haos. Știi? Păi dar nu e și vina ta cu ideea asta de ordine spontană? Și se pare că Hayek spre bătrânețe o ia și mai razna, știi? Deci ideea de ordine, una e să zici, păi ok, el zice că planificăm privat, știi? Dar insistă foarte mult pe chestia asta spontană. Deci pare așa o chestie oarbă, știi? Unde mi se pare că exagerează mai târziu? Când spune aia că noi alegem regulile cumva, ele ne aleg pe noi. Tradițiile ne aleg pe noi, nu noi le. Asta mi se pare o prostie. Noi gândim niște chestii. Din aia. Da, păi da, asta e Hayek, așa capate. Îmbătrânește Hayek. Infatuarea fatală despre asta este. Că noi nu alegem, știi? Are Wittgenstein, unde nu mai țin text, ar citat. Când urmează o regulă, eu nu aleg. Urmez, orbește, era o chestie de genul ăsta. Ăsta e Hayek, târziu, știi? Deci noi nu proiectăm rațional ordine, ne gândim, hai să mergem pe social-democrație. Ce înseamnă? Asta, asta și asta, hai să vedem. La el nu, tradiția se selectează cumva așa. Apropo de felul în care urma să-și numească cartea asta, care a devenit Drumul către servitute, de-abia ăla e abuzul rațiunii. Da. Păi da, el după ce dă în gândire socialiste, după aici, hai să vedem în următoarele cărți ce apărăm, de fapt, ce înseamnă liberalismul și laissez-faire-ul, știi, și atunci descrie ceea ce apare el. Da. Bine, asta vorbim, sunt niște chestii de, na, de geneza ideilor și nu știu ce, nu știu dacă au legătură cu liberalismul, dar ideea e că sabotează ideea de rațiune, știi, de faptul că oamenii cu mintea lor să gândesc la chestii și le aplică. Nu, pentru el, dacă o... Păi așa, uite, a supraviețuit sclavia. Ce înseamnă? Că era bun? S-a selectat, nu? Că asta e discuția și cu... Întâlnim în contraexemplele, scria unul o prefață. Tot așa, dom'le, de ce nu s-a aplicat anarhocapitalismul? Dacă era bun, se selecta. Păi nu știu, poate s-o selecta în 5.000, poate lumea atât de primitivă acum încât. E vai de mama ei, da, s-a terminat istoria, știi? Da. Ok, argument evoluționist. Hai să așteptăm, hai să vedem. Vreau să zic o chestie, ați vorbit mai devreme și aș fi vrut să dau exemplu ăsta. Nu știu dacă cei care se uită la noi mai merg la Oșan. Dar am avut o discuție recentă și mi-a picat o fisă de genul ăsta. Vreți să știți cum se creează ordine spontană? Mergeți la Oșan. Sunt 40 de case deschise non-stop. Și cumva nu se generează coadă. Adică de unde, dacă mai țineți minte pe vremea când aveam casier, mai nu spun că sunt neapărat, știu că există sensibilități pentru casierul care te trece să așa, dar una dintre diferențele fantastice care se observă este asta, că pe vremea când aveam casier puteai să stai și jumătate de oră la coadă la hipermarket, dacă nu mai mult, da? Și de ceva vreme încoace, nu ai mai mult de o persoană în față când te duci la casă. De ce? Că sunt 40-50 de case cu tot. Oare de ce? Da? Și cumva lumea reușește, oamenii ăștia așa primitivi și prostovani, da? Fără o planificare centralizată care să le spună la ce casă să trebuie să ducă ca să iasă de acolo într-un timp optim, cumva reușesc să treacă prin sistemul ăsta și să nu să încurce unul pe altul. Dar nu și expertii statului i-au determinat, au șansă să facă chestia asta? Nu. Ba, mărind salariul minim. Știi cum? Mărind salariul minim, dar asta a fost o consecință neintenționată, da? Da. A fost haos. Nu, dar mi se pare că și Hayek s-a nu, dar ăsta e ca argumentul ăsta. Dom'le, da, n-apare niciodată ordinea din nimic. Da? Apare peste tot. Da. Dom'le, cum să apară apărare? Păi și la Lidl ce face? Estimează niște preferințe, anticipează niște preferințe și vine și vând acele chestii. Așa e și la apărare, știi? Unii se duc pe insulă. Ia, ce dușmane au ăștia? Păi, niște otomani, niște duși.
Păi și e posibil să cumpere apărare de la noi dacă le e frică de otomane și nu știu. Ok, fă o ofertă. Nu, că nu se poate. Ah, ok. Și e și o chestie aici, de mă gândeam recent la asta. Cineva care îți aduce obiecția extremismului sau utopismului sau nu știu ce. Sunt două interpretări aici. Una e să spui că el e o minte sofisticată, nu știu ce, care vede nuanțe, vede limitări și tu ești, te duci ca bou, știi? Așa? Alta poate să fie că e ăla care sperie că îi fur sufletul, știi, dacă îi faci o poză, știi? Eu înclin să cred spre a doua, știi? Deci nu că e adevărată prima, a doua e mai degrabă. În continuarea capitolului Drumul abandonat, laudă liberalismul clasic și laissez-faire-ul, spunând că a descătușat energiile individului, am avut progres extraordinar în științe, în arte, au apărut industrii de pe urma noilor descoperiri, capitalismul a făcut minuni în secolul XIX și, din păcate, s-a abandonat acest drum extraordinar. Și ideile socialiste au început să capteze sufletul oamenilor. Da, și îți spune o chestie că apropo de problemele sociale, e o diferență ca de la cer la pământ. Și aici nu știu dacă nu cumva ne întrebăm, aici poate ar fi o critică, pentru că cumva și astăzi socialiștii avansează pe subiectul ăsta. Domne, liberalismul clasic nu se preocupă de problemele sociale. Aici, din păcate, e o, cum să spun, o problemă fundamentală, aș spune, în liberalism, că nu fundamentează sau refuză să fundamenteze corect sursa dreptului. Până la Rothbard, de exemplu, mă rog, mai sunt niște încercări, da, Thomas d'Aquino, da? Mm. Mai sunt niște încercări acolo. John Locke, dacă e să ne uităm la el, moșmondește ceva la principiul apropierii, dar dacă e să-l iei la bani mărunți, cumva crede tot într-o, și apropo felul în care tot la fel David Friedman, Mașinăria Libertății, demontează principiul apropierii așa cum e scris de loc. Nu sunt lucrurile clare pe chestiile. Și ăla tot crede într-o colectivitate, într-un colectivism. Nu sunt lucrurile clare, deci o definiție tradițională a fost libertatea e absența constrângerii. Asta e foarte vagă, pentru că o constrângere poate fi legitimă, nu ascult muzică la lancas, de exemplu. Sau poate fi nelegitimă, nu știu, statul interzice, nu știu ce. Și atunci trebuie să te preocupi de sursa legitimității. Ce e libertatea, ce e nu știu ce, ce e dreptatea. Eu am avut intuiții bune, uite, inclusiv Mil, care nu-mi place. Că libertatea mea se termină unde începe, deci simțeau, dar nu era, erau clare definițiile, nu erau. Chestia asta cu proprietatea părea și o chestie așa meschină. Chiar așa, libertatea să tui proprietate. Da, Mises și Rothbard asta cred că e proprietate privată asta. Ok, și atunci ce? Dacă asta e o chestie meschină, care e drept să-l fur pe ăla? Sau care e mai cu moții, mai... Nu, este proprietatea justificat obținută. Păi, care e... Da, care e sursa... Care e sursa legitimității. Iar ne întoarcem la sursa legitimității. Da? Iar comuniștii, în general, au dat un răspuns pentru sursa legitimității, liberalii clasici nu au dat, nu au funcționat în arena asta, deloc. Ba da, dar loc ăla... Da, dar loc, dacă e să-l iei la bani mărunți, crede în drepturi colective. Și atunci, dacă crezi în drepturi colective, face mai mult sens argumentul comuniștilor care spune toți să fie egal, la toți la fel. Are, da, are. Nu e, până la Rothbard nu găsești. Da, și argumentul că Rothbard îl bazează pe drepturi naturale, care e teoria veche, da? El doar reia teoria lui Thomas d'Aquino. Da, dar comuniștii mai erau și atei. Și atunci, păi a spus un sfânt în cinema? Păi nu, că uite că zice că vin de la... De unde?
Asta e o problemă și pentru că noi nu știm ce va fi în viitor. Dacă ateismul devine o chestie de... 99% din populație devine atei. Sau marginale. Nu e posibil. E greu nu știm. De crezut. Nu știm. A zice că s-a selectat religiozitatea. Nu știm. Nu, dar asta apropo de ceva care întemeiază fix pe religie, știi? Ai văzut că aici apare expresia man cu amen? Nu mi-a sărit în ochi, dar... Mi-a sărit în ochi. Am subliniat-o aici. Spune aici de libertate și respectul pentru individ și spune man cu amen. Aici. La tine știi. Da. Man cu amen. Individual... Pe ce se pasează civilizația... Pentru că omul individual, da, dar aici e are alt sens, de asta nu mi-a sărit. Da, mă rog, greșeală. Da, individul, aici ce spune el este că individul, oricare individ, reprezintă umanitatea în sine. Adică nu poți să strivești, că e fundamentul individualismului, nu poți să strivești individul fără să strivești umanitatea. Pe când la Rand era vorba de altceva, era aspirațional, era să trăiești ca om. În islam e o chestie zisă de Mahomet care seamănă cu prima, nu? Care zic. Wow, ce surpriză! Da. Deci aici apare, nu știu dacă am trecut de rândul ăla, când zice el că greșeala, nu, mai înainte a fost, nu greșeala liberalilor, că voiau niște reguli de-astea. Da, aici. Păi ok, și dacă voiau. Sau alții nu au asta, naziștii nu au asta. Comuniștii noastre. Unde e problema? Zice că din el mai are și perspectiva asta. Unde e să zici că, ne mai lămurim discutând niște chestii. Ce e agresiune, o defilești mai bine, ce nu știu ce. Unde e să ai perspectiva asta? Adică, hai, mi se pare, deși el critică scientismul, adică aplicarea necritică, importul de metode din fizică în științele sociale, are și el perspectiva. Uite, la prieten cu Popper, că cumva liberalismul evoluează așa, cum să zic, ca și cum ai descoperi penicilina, mai descoperi nu știu ce. Nu e chiar așa. Nu este chiar așa. Adică viziunea o cam știi și mai repar două, trei chestii pe acolo, dar eu nu cred că după Rothbard mai sunt multe lucruri de spus în libertarianism. Mai avem niște... Apar clonele și da, nu știu ce, mai... Dar nu, viziunea... Vine extraterestre, găsim. La viziune, nu să mai ca la celulă, să ai că descoperim. Nu. Ori el are ceva de genul ăsta, știi? Știi când zice acolo că liberalismul e un drum infinit și că nu știu ce și că tot... Nu e chiar așa infinit, e mai finit, știi? Deci, nu... Uite, atitudinea liberalului către societate este asemănătoare cu a grădinarului. Da, că nu intervii, doar crezi condițiile. Asta era metafora liberală, știi? Da. Regulile de circulație doar. Dar... Mi-a zis că regulile de circulație te întins cam mult. Nu, tot al lui e metafora. Da, în sens că nu participi activ. Perspectiva unui doar de apărare. O mașină a lovit de alta, tu vii și semnezi procesul. Dar, și, este, dar nu pare, participi tu la... Da, mi se pare tot o chestie paternalistă. O chestie paternalistă și asta. Cu grădinarul? Păi adică, este că apărarea poate fi gândită, un grădinarul poate să fie privat, știi? Deci. Bun, dar un cireș, da? Ori crește singur, se descurcă, ori încep tu și intervii. Nu, grădinarul poate fi privat, ăsta e răspunsul, știi? Agențiile alea pot fi private. Uite, spune el o chestie aici foarte interesantă, care m-a făcut să mă gândesc, dar nu am un răspuns. Și aici sunt curios părerea ta, postul principal. Ce spune așa, de peste 200 de ani, ideile englezești, da, de anglosaxone, de proprietate privată, de capitalism și așa, s-au răspândit în lume. Bine, el vorbește în dihotomia asta est-vest și spune s-au răspândit către est, ceea ce e destul de adevărat, s-au răspândit atât de către est că au ajuns și în Japonia. Dar, zice el, până pe la 1870. După aia, aceste idei au început să se retragă, iar Anglia
își pierde leadership-ul intelectual în zona politică și socială și devine un importator de idei și pentru următorii 60 de ani, deci din 1870 și până la 1930, Germania devine centru în care ideile, din care izvorăsc ideile. Și aici el dă o listă de filozof: Hegel, Marx, Liszt, Schmoller, Sombart și Mannheim. Da, da. Da, cam așa. Și ideile germane ajung să fie importate peste tot, iar instituțiile germane ajung să fie imitate peste tot. Și întrebarea, da, și culmea chiar și astăzi, dar întrebarea mea este de ce? Adică eu am tot încercat să mă gândesc și nu-mi dau seama ce s-a întâmplat neapărat la 1870 sau în jurul la 1870 care s-a făcut. Mar și asta. Da, da, cum să zic? Poți să... Da, da, e cât apare unul de ăsta bun, să zic așa. Da, Marx apare după... A fost influent, a fost discursul, a sedus, mai e și graba aia de care vorbește Hayek, că lumea vrea capitalismul, prea merge încet, trebuie să-i dăm un bobăr n-ac să... Poate că sau nu merge deloc pentru anumite categorii chiar... Bine, eu aș zice invers, că capitalismul, zice, capitalismul nu mergea încet, mergea foarte repede. Ea zici, din punctul ăsta de vedere, capitalismul schimbă așteptările oamenilor care se văd scoși din sărăcie într-o generație și zic, păi da, mai mult, mai repede. Da, cum zic ecologiștii de azi. Dintr-o dată se poate. Da, da, e prea repede. Da, da. Adică, cumva ăsta este blestemul oricărui sistem funcțional. Vrem mai mult, mai repede. Da, da, asta poate. Vorba mai mult, mai repede. Prestigiul Germaniei, nu știu, dacă erau tari pe nu știu ce... De unde pe... Germania? Nici măcar... Nu știu, Mozart, nu știu ce era tare pe... Ca și Einstein. Deci dacă Einstein e tare pe fizică și se pronunță pe, nu știu, pandemie, să ziceam, are Einstein la televizor, nu să se uite, să știi. Domnule Einstein. Deși el e praf, deci lei... Singurul lucru la tare... Bine, da... Avem, ok, da, nu o să dau nume, comparația îl dezonorează pe Einstein. Așa. Einstein era simpatic. Ce? Era simpatic, adică da, are și da, idei. Da. Singurul lucru de care pot să leg cât de cât este coagularea Imperiului German. O să mai dai o idee. Deci din fostul Imperiu Roman, Imperiu Prusac, de fapt, Prusac, care se coagulează Imperiul German în jurul Prusiei. Poate fi. Ceva prosperitate acolo. Au fost primii care au introdus seriozitatea, cum privim noi nemții. De stat, obligatorii. În asta credea și Germană. Da, da. A, și-au și făcut-o, da. Eu nu... Dar faptul că au introdus educația de stat nu justifică importul ideilor în alte zone. Aveau filozofi, era Kant, era nu știu ce, Kant, Fichte. Deci ai două, ce moment ai în istoria filozofiei? Ai trei momente mari. Grecia, deci explozie de asta de genii pe metru pătrat. Grecia, eliminus german, unde apar toți aia, știi? Kant și nu știu ce, Hegel și o groază, știi? Și Viena, știi? Viena lui Wittgenstein, anii 30. Chiar așa apar mulți. Carnap, Popper, Hayek, Mises. Ori nemți au fost. Ce să mai... Au fost al doilea mare moment, știi? Newton, Locke și intelectualitatea anglosaxonă... Bine, dar a fost mai jos. Și n-ai avut mulți pe metru pătrat, știi? N-ai avut așa constelație, ca să zic așa, știi? Da. Dispersat și în timp și spațiu. Da, deci pe metru pătrat. Freud, deci oricine. Pictori, deci tot felul. La fel și ea, muzicienii. Deci, și, na, era, una era, să zicem, am fost, nu știu, Germania, nu știu ce, la universitate, una era, am fost în București. Da, și ideea asta de exemplu, în urma progresului ideilor germane, în anii 30, în 1930, în spațiul anglosaxon, ți era rușine să spui că ești adeptul doctrinei de comerț liber între state.
pur și simplu așa de tare. Poți și argumentele astea empirice, știi, că scoteau ochii cu, uite, ăștia au pus taxe vamale și uite, crescut sectorul de roșii. Da. Și nu e greu să răspunzi la asta, știi, să faci pe om să vadă, ok, a crescut roșii, dar... Ceea ce nu se vede. Da, s-a redus. Ce s-a redus? Că văd că doar că a crescut roșii. Marea utopie, al doilea se capitol. Văd și alea, n-au dreptate să se plângă așa de mult liberali, că se văd și alea, că de-aia s-au văzut la comunism și nici. Se văd. Sau la socialdemocrație. Da, se văd. Se văd. Se văd. Că nu sunt case, că nu sunt, nu știu, se văd. Da. Ceea ce, începe cu un citat din Hölderlin. Ceea ce întotdeauna a făcut o stare de iad pe pământ a fost faptul că omul a încercat da. Să-l facă rai. E o variantă, statul. Da, cu statul, da. Deci, ah, statul. Statul, da. Ce, ah, okay. Ce a transformat faptul deci, le-a ales pe așa. Citate, hai. Ce transformă statul în iad este dorința oamenilor de a-l transforma în rai. Ția, eu se ignoranță de bian. Mai bine este dușmanul bine. Și... socialismul este cel care încearcă să facă raiul pe pământ. Cel cu față umană sau cel cu față inuman? Ambele. Ambele încearcă lucrul ăsta. Nerăbdarea acestor oameni de a ajunge odată în mare utopie, la destinație. Da, știi că ei aveau această, să zic eu, o cale istorică a umanității. Deci pornim de la comuna primitivă, avem antichitate, da. Media, epoca medievală. Dar ajunsesem acum, știi? Ajunsesem. Și întrebarea era de ce nu se aliniază instituții. Era o chestie în demonii de Dostoevski, la ai noștri, cred că e cel mai simpatic articol din... Și era unul, cred că Liceanu, Isticeanu, sau... Ținea un discurs. Cum vreți să mergem? Ca o broască țestoasă sau înainte cu toată viteza? Și o broască țestoasă merge înainte cu toată viteza de care e capabilă. Ideea este că ei au deja, noi știm cam unde să ajungem, avem un țel, știi? Pe când liberalismul, anarhocapitalismul și societatea deschisă, dumnezeu, nu există o țintă, nu știm unde... Eu zic că există, uite asta... Adică nu există. Bă, da, societatea liberă, aia e țintă, știi? Da, n-ai... N-ai țintă cât înghețată avem... să mănânci, dar cum arată societatea, ne e clar, știi? Deci, nu, ăștia aveau... Ai o imagine... Da. Da, da, și aici ține tot de manierismul sau, cum să-i zic, al gânditorilor liberal, știi? Că nu știm încotro, cum să nu știm? Știm încotro, știi? Înțelegi? Una e să zici că nu proiectăm prețuri, că nu fixăm prețuri, asta e să spui că noi nu folosim rațiunea și nici nu știu bune. Dar nu știu unde vrei să ajungi. Mă rog, unii prețuiesc tot mai... Deci țelul este chiar... Ai cum a zis Trecer, de-ați, în asta credem. Nu, dar poți să, pentru unii... Nu mai țin minte dacă era chiar rău. Constituția Libertății, cred că era. Deci de Hayek era sigur. Când zice ea, în asta credem, știi? A, da? Și era una din astea. Ori zi, scuze că... Da. Chiar lipsa... Că era Constituția Libertății. Da. Chiar lipsa unui țel bine definit, după părerea mea, pentru unii are un appeal. Da, nu vreau să știu, trebuie să mergem undeva trebuie să ajungem într-o direcție în care avem toți zgârie nori sau toți într-un sat ecologic din asta de tip primitiv sau nu știu. Deci nu vreau să mi se descrie stația finală. Da? Aș fi mai multă lumea libertariană, dacă gândești. Da, nu, omul vrea să știe. Nu numai, dar majoritatea cu care discuți nu vrea numai să știe, nu vrea să știe numai destinația ora, finală, data și ora, drumul exact până acolo și în ce stație oprește trenul până ajungem. Mie, uite, aici e o chestie la care el face... cum să spun, o menționează și e interesant că ne-am mai întâlnit cu ea în trecut. Liberalismul era reformă, era
Și la, la Rothbard, când face Rothbard introducerea aia la Manifestul Libertarian, acolo sus în spate undeva, da? Cu galben. Și la noi pe canal, într-o serie de 15 episoade. Că ce exact zice, că liberalismul că era pentru tineri, era progresivism, era ceea ce avea sex appeal la tineri, să spunem, da? Și dintr-o dată e flancat la stânga cu Vitel Rothbard de socialism. Și ce e interesant și la ce spune el aici e că socialismul n-a fost recunoscut, deși liberalismul în sine, fiind individualist, a plecat de la, cum le spune, de la problemele inerente, de fapt nu sunt probleme, dar tragediile colectivismului, da? Dar a plecat punând în evidență răutățile, maleficitatea colectivismului și de asta, ăsta e cazul pentru individualism și de aici ajungi la liberalism, da? Cumva când vine socialismul, nu sunt recunoscute pe nicăieri, deci nimeni nu stă și dea seama, stai puțin că și asta e tot colectivism. Și l-am mai văzut odată. Da? Deci cumva asta mi se pare fantastic cum s-a trecut. Deci ce înțeleg eu de fapt este că înseamnă că nimeni n-a internalizat sau nu, mă rog, nu nimeni, dar marea majoritate au alte gatekeepers. Un gatekeepers e că nu sunt extremism. Socialismul nu e socialdemocrația de azi. Socialismul e doar colectivizarea mijloacelor de producție. Eu nu sunt de acord cu socialismul. Mijloacelor de producție. Socialism înseamnă protecția minorităților. Eu n-am cum să fiu nazist prin definiție. Nu, nu. Am înțeles. Adică au alte... Tu te duci la astea de astăzi. Eu mă refer atunci. Mă refer la momentul când apare socialismul. Da. Da, se presupune că apare într-o lume care a început să se încălzească de ideea de individualism. Da? Și totuși nu vede că ăsta e colectivism ca dracu. Se uitau, știi la ce se uitau? Pentru că și liberalii și socialiștii aveau pată și aveau un dușman comun. Privilegiile aristocraților date de către monah. Atunci, pe atunci asta se, toată lumea asta avea în minte. Și nu vedeau diferențele între ei. Dom'le, și eu vreau țăranii să fie liberați. Ba nu, dar asta colectiv, era... Socialiști. Era o calitate. Eu mă uitam țăran ca la un individ. Dar toți se uitau, dom'le, dar să dispară aristocratul ăla. Înțelegi? Cumva socialistul i-ar fi tăiat gâtul sau... Era doar să-și piardă privilegiile, acolo trebuie să fie o competiție liberă. Să numai atunci cine stă pe picioare. Și probabil că din cauza asta... Nu au o diferență specifică. Bine, nu cred că abstract exact la... Nu vedeau atunci, probabil. Păi nu foloseau definiția asta. Îți dai seama că Marx nu folosește... Sau chiar dacă o folosește, nu... Ia să vedem, se aplică și la feudalism, știi? Nu pot spune de feudalism că e o formă de socialism. Eu da, cred că e o formă... Socialiștii. El n-ar fi zis asta. Nu, dar... Apoi erau chestii pe jupuncitorii. Eu înțeleg ce spui, dar tocmai asta... You're making my argument for me. Asta mie îmi spune că pentru marea majoritate, pentru masele at large, liberalismul nu a fost internalizat. Nu a fost cu siguranță. Eu zic că a fost doar pentru efecte, nici măcar de intelectuale. Dar a fost nu avem doar mare gânditor. N-a fost. Că cumva... Păi azi a fost... Azi a fost, deci știe românul că... El crede că trăiește în capitalism, sau că nu știu. Alea sunt... Uite ce efect al capitalismului. Vede o coadă la poștă, uite un efect. Da. Și am mai trecut prin chestia asta. Socialismul în secolul XIX a promis... Pe lângă eliberarea de coerciție și eliberarea de despotismul necesităților fizice. Stau, îți vreți. Cereți să vă dați. Noua libertate se numește. Noua libertate. Deci ți se dă chiar raiul pe pământ? Da. Și o să se întâmple? Da. Wow. Sign me up. Iar Hayek denumește asta nu libertate, ci un alt nume pentru putere și bogăție, pur și simplu. Deci nu e nicio libertate aici. Da, uite, a sedus asta cu... Deci, fapt, ce a sedus? Cajul săraci. Că e o chestie
Nu e anarhia aia producției, știi? Nu, Producă aia de capul lor e aiurea, știi? Aici n-ai cu un plan. Aia poate că nu, aia poate că vine astăzi. Eu cred că, și atunci. Eu cred că atunci are Gabi dreptate mai degrabă și apelul cel mai mare a fost făcut tot către invidie, că dacă, cum spune el, liberalismul propunea ca aristocratul ăla să-și piardă privilegiile, socialismul spunea ca aristocratul ăla să-și piardă capul. Și asta că e cu sânge e mai... Nu, să știi, uite și invidia asta, ne gândim dacă nu cumva e... Adică crezi că ăla preferă să facă foamea, dacă e bifată invidia? Eu zic că nu. Înțelegi? În, cu câteva zeci de minute în urmă, ți-am spus poveste despre un om care preferă să facă foamea atâta vreme cât facem toți foamea în mod egal. Nu. Păcate e reprezentativ pentru mulți dintre oamenii de astăzi. De unii găsești și la conservatori. Îi găsești, dar nu atât de mulți. Nu atât de mulți. Eu zic că sunt excepții de 1%. Majoritatea oamenilor, de să zic, stai că i-a tăiat capul nu știu cui și prefer să fac foame. N-am mai mâncat de vreo săptămână, dar sunt după aici. După ce? Nu, stai, nu, scuză-mă. Ok, înțeleg care e diferența. Eu zic așa, acu cât avem toți mâncare destulă, își permit să spună chestiile astea. După niște ani de foamete, vedem că vor capul lui Ceaușescu. Da? Dar trebuie să treacă, oamenii văd că învață greu chestia asta, trebuie să facă foametea o perioadă bună de vreme. La când are mâncare, invidia aia, da. Că rămâne fără... Și capitalismul le dăduse destul, apropo și de ce vorbeam mai devreme cu n-a dă destul, prea destul de repede. Nu, cred că oamenii credeau că ăsta ar deși mai mult. Da. Deci chiar. Da, da, văzuseră deja că se poate. Deci nu era în situația țăranului feudal în care dacă vii ăla care trebuie să muncească 16 ore pe zi că se poate și mai bine. Și să se aleagă doar cu o ciorbă, îi spui, știi ce, există o structură, tu trebuie să o susții și nu numai că dau să ai friptură. Ideea e că stale tale. Tu vrei ca, nu știu, laptopul ăla bună, betoniera aia, să zicem. Da. Să fie a patronului sau altă? Păi ea da, să fie. Asta da. Da, da, de ce cum e mai bine? Să... Când muncești pentru tine, când sunt toate Costea, și suntem ca frații. De acord, dar ce încerc să spun este că ca să poți face exemplul tău, trebuie să ai întâi betoniera pe care să-i o poți arăta. Nu aveai betoniera. După capitalist și liberalist. Nu aveai. Păi, și i-au zis, e bine să stea la ăla sau să fim ca frații să muncim pentru noi? Asta spun. Păi venim ca frații, ok. Asta spun, că existența lucrurilor face posibilă imaginația. Pe când, dacă ele nici măcar nu existau, explică-i tu țăranului feudal despre betonieră. Că nu poate. Nu bă, duce, altul știi? E capitalist, știi? Uite, sapa e bine să fie... Păi, nu e bine să fie a ta, că tu muncești. Asta zic. Capitalismul a și nu atât să fie deja. A ta, să fie a noastră, știi? Da, mă, asta încerc să spun. Capitalismul aduce deja, ridică nivelul, ceea ce le permite oamenilor să-și imagineze mai departe. Și mă gândesc că poate fi social și în sărăcie. Să zic eu, cu atât mai mult, știi? Da, dar atunci nu știe ce avem. N-avem bătonieră. Sapă. Ok, n-avem bătonieră, dar dacă, nu știu, vine un socialist. Va exista, nu e bine să nu știu ce. E de, da. Da. Un citat de aici, tot de la început, de Saint-Simon, care discutăm de înainte de Revoluția franceză, are comisiile de planificare din Rusia socialistă, pardon, comunistă sau socialistă, cum vreți să fie, îi spuneau socialistă, da? Are comisiile de planificare și zice, cine nu faci ca noi, cu biciu. Apare direct cum socialismul vreți să spuneți că adărizează lumea, adică îi face să fie din out-group, le neagă demnitatea umană? Na, nu cred așa. Și vreți să spui că era acolo de la început? Nu cred. Nu. Dar și nu e nică cazul ăsta, nu? Cine nu muncește? De față leptiște azi, da, că el... intra în ei, punea biciul pe cum să păi spun? Stai că mi-am uitat vape-ul, ce ai zis, mă?
Lenin e, cum să zic, o spune mai mascat. Cine nu muncește, nu mănâncă. E ceva mai mascat, sună altfel. Cine nu se supune la ce spunem noi, îl ia dracu. Bine, are și aia, aș vă rupe dinții mașinăria de parte. Cine mai expresivă, nu știu la cine se referă. Burghez, da. Da, e și mai clinică. Da, hai că aici niște exemple de comuniști americani. Realizează că nu se poate. Realizează că nu se poate. Care s-au dus în Rusia comunistă și s-au întors, într-adevăr, ce groasă treabă acolo. S-au întors la mânt și... Dar cum să nu mai aia celebri, că am văzut un film cu ei, am uitat engleză. I was... Da, Mr. Jones. Mr. Jones îi spunea filmului. Tipul care se duce este... Am uitat. W.H. Chamberlain, de exemplu, el aici. S-a dus un american, un corespondent american. Chamberlain, da. Pe asta îl știe. Nu i-a privit deloc. Da. Nu, dar ăsta nu i-a primit, nu i-a primit. Clima, fată, de la climă, da? Da. Ah, și un citat pe care, mă rog, și un prieten de-al lui Lenin, Eastman, l-a numit pe Stalin ca fiind super fascist. Adică a văzut similaritățile între comunism și fascism. Da, asta va rămâne, cum zise mai din aur, că nu au deținut muncitori efectiv. Asta se va replica întotdeauna, a fost capitan de stat. Revoluția a fost repetată. Da. De ce oare acum naționalism, socialismul este considerat de dreapta? Nu știu cine a fost primul care sau ce curent de idei a dus la această categorisire a național-socialismului. Stânga. Stânga socialist-comunistă? Oricare și asta, leftistă, social-democrată. E social-democrată? Walter Duranty. Ah. Este... Soție sau ce? Ce? Soție erau sau ce? Nu erau unii soții care s-au dus la revoluție? Nu, asta e alt film. Asta e... Walter Duranty este tipul care s-a dus în Rusia în timpul Holodomorului. Era un jurnalist american foarte popular, s-a dus în Rusia taman în timpul Holodomorului, el a plimbat pe la niște Potemkin villages și el se întoarce în America și zice, am văzut viitorul și mi-a plăcut. Cum a fost ăsta în Cuba? Și ăia mureau pe capete acolo, era Holodomorul. Dacă nu știți ce e Holodomorul, băgați în Google. Ăsta, cum se numește? În Cuba, cu sistemul medical... Michael Moore. Michael Moore, da. Tot așa, îi plimbă. Dar așa făceau și cu Sartre și cu toți, știi? Te plimba pe la... Da, e mișto, știi? Foarte interesant faptul că câteodată comuniștii dă frică, o făceau și pentru ei. Vine Ceaușescu să viziteze, se inaugurează complexul de la Dâmbovița aici, de la podul Ciurel, barajul Ciurel. Se inaugurează barajul Ciurel, povești de la oameni care au trăit în Grângaș pe vremea respectivă, se inaugurează barajul Ciurel, vine Ceaușescu să-l vadă. Da? Au ei o mare problemă, e încă primăvară, prea devreme, n-au crescut frunzele în copaci. S-au dus și au legat frunze în copaci ca să vadă Ceaușescu frunze în copaci, să nu ia la întrebări că de ce nu sunt pomii cu rod. În parcul ăla de lângă. Deci câteodată se întâmplă și în interiorul. Se falsifică rapoarte de producție, ca să folosesc un termen familiar gamerilor. Un lider german al socialismului religios, Eduard Heimann, scria că hitlerismul proclama că este democrația adevărată și socialism adevărat. Și el spune că da, într-adevăr există în grad infinitezimal și socialism și democrație în hitlerism. Hitlerismul s-a proclamat chiar ca fiind protectorul cristianității.
Dar, da, mă rog, asta susținea Hitler. Profesorul nu. Dar spune el că Hitler niciodată nu s-a proclamat ca fiind reprezentantul liberalismului adevărat. Liberalismul pentru Hitler era... Întotdeauna a fost diavolul, da. Diavolul în persoană. Da, asta e... da, asta, pe asta poți să o vezi în conceptele... mă rog, și fraierii care larpează fașiști astăzi. Tot la fel, au o problemă foarte mare cu libertatea, în general. Și asta apropo de... Asta apropo de o chestie, știi, nu, numai așa ca discuție. Fasciștii de astăzi, ăia care sunt pe bune, fasciști, neonaziști, da? Au o foarte mare problemă cu libertatea. Da? Oamenii care sunt denumiți de presa din România și din Statele Unite ca fiind de extremă dreapta, dacă îi întrebi pe lista lor de priorități unde este lupta împotriva libertății, o să spune ești nebun? Nu. Da. E... Sper să trezească lumea, na, să nu mai accepte așa, știi, să... Nu mai zic gazetele astea ale noastre, Digi în special. Să... Partidul de extremă dreaptă din Germania, nu știu ce, știi? Nu. Și, uite, una dintre discuțiile pe care le avem, scuze. Nu, puteai zice, hai să zicem, sunt împotriva imigranților și ai putea asimila asta, nu știu. O idee de extremă dreaptă, să zicem. Dar tot rămâne problema, domne, ce înseamnă dreapta? Despre ce înseamnă dreapta, ce înseamnă stânga? Care sunt valorile fundamentale? Da. Cine vrea, nu, dar poți să pui altfel întrebarea. Cine vrea să interzică discursul? Aici și extrema dreaptă. Partidele care sunt spuse ca fiind extremă dreaptă, nu prea vor să interzică discursul. Nu vor, da. Apropo, eu zic că fiind presa fiind săracă, fiind praf, ducându-se în cap, eu copy-paste de pe CNN și asta e. Ce să zici? Partidul de extremă dreapta vor să întrerupă discursul minorităților sexuale, de exemplu. Nu. Vor să interzică paradele gay? Asta poate fi, da. Asta poate fi, dar căsătoria, principiul lor în sine este să nu fie adus în școli. Asta nu e interzicerea discursului, ci nu. E... Da, ok, din punctul ăsta de vedere, da, poți să spui, ai dreptate. E un exemplu valid. Da, e un exemplu valid. Da, dar uite când zici asta, domnule, eu nu vreau ajutoare sociale pentru romi. Ah, păi ești nazist. Păi nu că naziștii vreau pentru nenți. Eu nu le vreau nici pentru români, deci nu. Da, e foarte greu de dialogat. E o temă de discuție astăzi. S-a și vorbit mult pe Twitter la un moment dat. A generat cineva o mică controversă despre nazism. Național, despre dacă național-socialismul era socialism sau nu, dacă era de stânga sau de dreapta și așa mai departe. Și avem un citat aici din F.A. Voigt, care spune în felul următor. Am văzut după, nazism? După, da. Și-am uitat care, tot. Care spune în felul următor, că după mulți ani de observații atentă la felul în care s-a dezvoltat Europa anilor 30, da? Deci atunci, asta e ce ziceam și la început, atunci, sunt discuții de atunci. Da? Omul spune în felul următor, marxismul a dus la fascism și la național-socialism, pentru că în toate punctele esențiale este fascist și național-socialist. Uite, Vali, e interesant și la nivel de practică, dacă ne gândim. Mises zicea că ăștia au folosit, mai degrabă naziștii au copiat pe sovietici și la partea represivă.
lagăre și nu știu ce. Da. Înțelegi? Nu știu, poate aici... Omnipotent, uite-te pe omnipotent. Nu știu dacă... Cam asta e poziția, că mai degrabă am învățat de la... Rus. Nu știu dacă ideea de lagăr de concentrare apare cu rușii. Nu, dar la nivel de chestii de astea, de detaliu, știi, de... Înțelegi? De aplicare. Da. De exemplu, serios. Dacă aveai nu știu ce metodă de nu știu ce, deci concrete, chestii concrete. Nu vorbim de lagăr. Lagăr a existat întotdeauna. Dar metode, nu chiar dintotdeauna, mă rog. Mizez n-am, mă gândesc că... Știa ceva istorie mai bine decât noi, e și responsabil așa, adică de regulă se bazează pe ceva așa. Ci că ea ar fi copiat și tot. Mai degrabă n-a zis. E interesant, știi, probabil istoricii se pricep mai bine. Da. Și o să închidem, nu? Cu da. Un lucru zis aici tot așa în continuare, Walter Lippmann, tot citat de Hayek, spune... Generația în care căreia aparținem, deci iarăși vorbim de generația care a trăit nazismul, socialismul pe viața lor, da? A ajuns la convingerea că așa, generația din care facem parte învață acum din experiență ce se întâmplă atunci când oamenii se retrag din o organizare liberă și preferă o organizare coercitivă a lucrurilor lor, chiar dacă le promite o viață, mă rog, chiar dacă ei își promit prin asta o viață mai abundentă, trebuie în practică să renunțe la ea, pentru că organizarea direcției în care se mișcă, deci cu cât direcția organizată crește, cu cât ponderea direcției dictate de stat crește, cu atât varietatea, da, și abundența, aș adăuga eu, trebuie să îi facă loc uniformității. Asta este punctul final al unei societăți planificate și principiul autoritarian în ceea ce privește viața omului. E mare autopie. Nu se va opri până când nu... Ai diversitate, asta e răspunsul. Nu spune, păi nu, tocmai când n-ai. Asta este ceea ce zice aici. Da, apoi ca să-ți dai diversitate în uniformitate. Ai diversitate în uniformitate. Ai uniformitate peste tot. Nu m-am fi să duci în California, să zice, am văzut trecutul și... Nu funcționează. Da. Pentru Valentin Berceanu, Costel Tăvărache, eu am fost Gabriel Munteanu și vă mai așteptăm la o nouă ediție a podcastului Intodi, unde auziți despre libertarianism și anarhocapitalism. Și nu vă mai clădiți utopii, că ajung să fie distopii. La revedere! Da.